Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara din nou la emisiunea Cu Cărțile pe Față de această dată. În contextul actual al agravării epidemiei în România, autoritățile au impus restricții de informare, fapt ce generează reacții negative din partea mass media și îngrijorare din partea cetățenilor. Despre nevoia de transparență decizională și dreptul la informare, dar nu numai, ci și despre ultimele măsuri luate de la nivel central, stăm astăzi de vorbă folosind comunicarea video de la distanță cu domnul Ionel Bogdan, secretar de stat la Cancelarea Primului Ministru. Bine v-am regăsit, bună seara, domnule Bogdan. Bună seara, doamna Șvab, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Salutări tuturor telespectatorilor dumneavoastră. În vremuri de criză se impune luarea unor măsuri de criză. Domnule ministru, fiind izolați la domiciliu, acceptați ideea că cetățenii au nevoie de comunicare din partea autorităților locale, comunicare totală și nu filtrată? În primul rând, doamna Șvab, trebuie să ne uităm cu atenție la ultimele evoluții a epidemiei. Ați văzut că lucrurile au luat o amploare destul de mare. Există deja un număr foarte mare de cazuri de coronavirus în România. Există și primele decese, din păcate. Probabil că vor urma săptămâni și mai grele, săptămâni care vor pune o presiune foarte mare atât pe, mai ales pe cadrele medicale și pe sistemul medical din România, dar și pe autorități pentru gestionarea acestei epidemii. Și sigur că toată atenția noastră trebuie să se îndrepte în primul rând spre medici, asistente și personalul din medical din toată țara, pentru că pe ei va fi cea mai mare presiune și de ei depinde sănătatea noastră a tuturor, a familiilor noastre, a prietenilor noștri, a rudelor noastre, a bunicilor noștri. Și trebuie să le mulțumim pentru tot ceea ce fac și au făcut în această perioadă pentru noi. Vom lua toate măsurile pentru a limita extinderea infectării cu acest virus. E foarte important să înțelegem că toate măsurile care au fost luate până acum, care sunt luate și vor fi luate și astăzi, așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis, toate aceste măsuri, absolut toate, sunt pentru sănătatea cetățenilor. E foarte important să limităm pe cât posibil răspândirea acestui virus. Iar din păcate, acest virus poate fi răspândit numai, adică poate fi oprit din răspândire numai printr-o distanțare socială. Și această distanțare socială, fiind foarte complicat de realizat, e nevoie de măsuri dure, măsuri care nu ne sunt pe plac niciunul dintre noi, dar care sunt necesare și care și pe care cu toții trebuie să le respectăm. Am observat de asemenea politicieni care încearcă să se cațere pe acest subiect pentru capital electoral și vreau să le atrag atenția că nu este un moment potrivit pentru asta. Ba mai mult decât atât, nu cred că în astfel de momente când trebuie să fim solidari unii cu ceilalți, este loc de campanie electorală. Iar cei care vor face treaba asta vor plăti probabil tot electoral la un moment dat. De aceea fac apel la toți politicienii să încerce să îndemne lumea la calm și la respectarea tuturor regulilor, pentru că numai așa vom trece peste această perioadă dificilă. Vă întrebasem de partea de comunicare, despre faptul că cetățenii au nevoie și de comunicare și comunicarea, doamna Șvab, în absența ca și toate celelalte măsuri, este important să fie pe canalele oficiale. Pentru că numai așa putem să nu distorsionăm realitatea
Și mai mult decât atât, să nu panicăm populația, pentru că, vedeți, dumneavoastră a apărut, mai ales în primele zile de la primele cazuri de coronavirus încoace, tot felul de informații pe surse, tot felul de documente oficiale cu ghilimele de rigoare care au circulat pe internet și care nu fac absolut bine în această perioadă. Și dumneavoastră presa, ca și noi toți de altfel, trebuie să înțelegem aceste momente, pentru că libertatea presei pentru noi, pentru liberali, este întotdeauna la loc de cinste și nu se pune problema să îngrădim libertatea presei. Însă, în aceste momente, pe starea de urgență, trebuie să existe niște reguli foarte clare. Nu ne putem permite ca anumite informații să curgă în presă, anumite decizii care sunt sau în discuție la nivelul organelor statului să se scurgă în presă înainte ca ele să fie explicate populației și să fie dezbătute. Deci aceasta este logica informării doar din surse centrale? Pentru că până acum și noi dădeam informația nu din alte părți decât de la Prefectura Maramureș. La fel se întâmpla și în alte județe. Acum da, nu dar mai pentru că poate. Unii prefecți, din păcate, sau unele prefecturi sau unele comitete pentru situații de urgență județene și-au depășit atribuțiile sau poate că au comunicat fără acordul grupului de comunicare strategică, pentru că există un protocol la nivelul MEAI pe această comunicare instituțională la nivelul fiecărui județ din țară, însă unii nu au respectat aceste protocoale în tocmai și atunci decizia a fost de restricționare. Nu e vorba neapărat aici de județul Maramureș, este vorba de întreaga țară. Și singura comunicare oficială este din partea MEAI, din partea grupului de comunicare strategică pe acest subiect, președintelui României și, sigur, a premierului. Aici este comunicarea oficială în acest moment și nici nu poate să fie altfel. Astăzi a avut loc... Pentru că altfel din păcate ajung lucruri în presă care nu sunt neapărat reale sau ele nu trebuie să ajungă fără să fie explicate de organele competente. Doream să spun că astăzi a avut loc o reuniune a decidenților la nivel național, convocată de președintele Klaus Iohannis. Să le spuneți, domnule ministru, declararea carantinei extinse și transformarea acelor recomandări în măsuri obligatorii a fost tardivă sau e la momentul potrivit? Pentru că în doar două zile de recomandări, numărul cazurilor s-a dublat. Eu cred că gândirea a fost de la început asta, însă oamenii trebuiau să obișnuiască cu această idee, că de aceea, vedeți, de asta e important ca să fie o comunicare cât mai eficientă pe acest subiect și nu distorsionată, pentru că deciziile care se iau la nivel național, ele se iau într-o anumită logică și de aceea există niște trepte. Oricum, dacă e să ne uităm în țările unde au explodat cazurile de coronavirus, nici pe departe nu au luat măsurile pe care le-am luat noi. Chiar dacă ele sunt un pic mai dure, eu sper că aceste măsuri vor reuși să oprească extinderea acestui virus extrem de puternic și care se pare că se transmite foarte, foarte, foarte ușor. Voci autorizate afirmau în următoarele două săptămâni vor duce la maximul crizei în România, adică vor fi două săptămâni mai departe destul de grele. Nu considerați că ar fi fost necesar ca aceste ordonanțe militare să fie complete? Ce înseamnă adică ordonanțe militare complete? Să nu să fi luat gradual aceste măsuri, ci dintr-o dată. Păi e foarte complicat să faci lucrul ăsta din mai multe motive. Unu, pentru că lucrurile nu se pot opri
pur și simplu dintr-o dată într-o țară. Vă dați seama, și aici, fie că vorbim de locurile de muncă ale românilor, fie că vorbim de aprovizionare, de mărfuri, de mâncare, băuturi și așa mai departe, medicamente, nu poți să oprești toate lucrurile dintr-o dată. Deci trebuie să existe niște măsuri graduale, pentru că totuși suntem într-un stat democratic și lumea trebuie să se obișnuiască cu această idee de a respecta aceste reguli. Astăzi s-a decis ca armata să fie implicată pentru asigurarea izolării populației și implementarea măsurilor noilor ordonanțe militare. Vreau să ne spuneți, militarii vor fi subordonați forțelor MAI sau vor acționa independent? Și dacă da, cu ce atribuții? Pentru că e interesant să spuneți. Pentru că știți foarte bine că ei nu pot reține atribuțiile, dar din câte știu, militarii nu pot reține, nu pot da amenzi. Nu pot să fie subordonați Ministerului de Interne. Ei sunt subordonați Ministerului Apărării Naționale. Deci nu cred că pot să fie subordonați, însă cu siguranță va exista o coordonare la nivel instituțional din partea Comitetului pentru Situații de Urgență Național, care va da direcțiile în ce mod, cum se implică fiecare organ abilitat, fie că vorbim de poliție, jandarmerie, armată și așa mai departe. Deci Fiecare are rolul său și va avea rolul său în următoarea perioadă. Ați văzut că armata inclusiv a construit un spital în câteva zile pentru coronavirus în București, ceea ce este un lucru foarte bun și arată faptul că capacitatea armatei este una foarte bună. De altă parte, avem informații că, spre deosebire de alte instituții, și la Primăria Baia Mare nu s-au luat măsuri de reducere a activității personalului cum ar fi trebuit. Abia acum s-au putut discuții, din ceea ce știm noi, s-au făcut propuneri din partea directorilor în acest sens. Nu sunt puse în pericol măsurile luate de restul autorităților, sau ce e de făcut, în opinia dumneavoastră? La fel ca și în mediul privat, și primăriile sunt entități juridice separate. Ele pot să își ia singuri deciziile. Drept urmare, programul, bănuiesc că a fost stabilit în concordanță cu activitățile pe care le au. Sunt anumite servicii de care nu ne putem lipsi din partea primăriilor, cum ar fi apa sau utilitățile. Deci sunt anumite activități care trebuie să continue. Nu pot fi oprite, nici măcar în Italia nu au fost oprite, cu toată situația pe care o au acolo, însă da, trebuie limitate și le atrag atenția tuturor primarilor din județul Maramureș că în următoarea perioadă trebuie să fie foarte atenți la programul de lucru și doar serviciile importante, serviciile care trebuie să funcționeze, să funcționeze în următoarea perioadă. Cum vedeți dumneavoastră? De asemenea, primarii cred că au un rol foarte important în comunitate. Ei trebuie să fie foarte implicați în ceea ce înseamnă informarea populației și protecția populației, pentru că până la urmă, dacă informează cum trebuie populația și au grijă, mai ales în comune, și au grijă să le explice cu exactitate ce se întâmplă și de ce trebuie să respectăm aceste decizii, până la urmă ne pot feri pe toți de răspândirea acestui virus. Deci fiecare autoritate publică, locală, națională, trebuie să fie implicată în acest subiect și să aibă foarte, foarte mare atenție cum își fac programul și, de exemplu, m-aș fi așteptat să văd la Consiliul Județean o ședință de Consiliu online. Adică se pot face ședințe de guvern online, dar nu se pot face ședințe de Consiliu Județean online. Se pot face ședințe la Camera Deputaților și la Senat, dar nu se poate la Consiliul Județean.
toate aceste lucruri trebuie făcute. E un moment în care trebuie să facem și aceste lucruri. Ați menționat de situația primarilor. Nu știu dacă ați aflat, dar sunt primari care deja au închis primăriile și e și cazul în județul Maramureș. Nu mai vor să lucreze absolut deloc. S-au izolat și dânsii, pentru că dacă e o măsură care s-a transmis de izolare, atunci asta s-a gândit. Dar vi se pare normal acest lucru? Sau sunt primari care spun că le teamă de ce urmează în perioada de după pandemie? Adică noi, nu vor mai fi bani, sunt doamna Șvab, fie că suntem primari, consilieri locali, județeni, fie că suntem secretari de stat sau pe alte poziții în statul român, avem obligația, pentru că de aia ne-au trimis cetățenii în fruntea comunităților, avem obligația să îi protejăm în această perioadă. Deci noi nu putem să băgăm capul la cutie. Într-o formă sau alta, trebuie să fim pe baricade. Fie că ne ocupăm de aceste activități de la domiciliu, dacă e posibil, fie că mergem în teren, noi trebuie să fim pe baricade. Nu avem voie să ne dăm acum la o parte, să așteptăm să treacă valul. Nu se poate așa ceva. Noi suntem primii care suntem responsabili. Dumneavoastră ați transmis adrese primarilor astea sau a stat de vorbă cu ei? Am stat de vorbă cu foarte mulți... Adică știu cu adevărat ce au de făcut? Cu foarte mulți primari. Au avut ședință și cu Comitetul de Situații de Urgență la nivel județean prin videoconferință. Drept urmare, li s-au comunicat absolut tot ceea ce au de făcut. A existat o problemă de comunicare până săptămâna trecută, dar pare că s-a rezolvat și eu sper că, încă o dată, sper că primarii din județul Maramureș sunt cerebrali și înțeleg foarte bine de ce sunt în fruntea comunității. Nu numai în perioade bune, ei trebuie să fie tot timpul în fruntea comunității. Măsura izolării forțate, domnule ministru, a vârstnicilor implică eforturi organizatorice majore. Cine va duce hrană, medicamente și alte bunuri necesare vârstnicilor? Vedeți, uite, asta este un... Armata? Aici, în acest subiect se pot implica foarte bine autoritățile publice locale și eu cred că sunt obligate să o facă. Ei cunosc vârstnicii pe care i-au. Păi cu atât mai mult cunosc că există structuri, de exemplu în Baia Mare există și asociații de pensionari, există structuri cum e SPAS Baia Mare, adică care au în evidență toate aceste persoane mai vulnerabile și atunci este ușor de gestionat. Iar la nivel de comune, doamna Șvab, primarul trebuie să-și cunoască fiecare casă. Din comună. Un primar gospodar știe fiecare casă, cu membri, cu familii, cu absolut deci vă așteptați tot ce ține. Vă așteptați ca primarii să ia atitudine de acum înainte? Poftim? Vă așteptați ca primarii să fie cei care iau atitudine de acum înainte după această ordonanță care vine? Nu că iau atitudine. Trebuie să fie implicați. Asta am spus și eu cred că se vor implica și dânsii. Încă o dată, toți trebuie să fim solidari cu această situație, în această situație și să ne implicăm atât cât putem și să dăm tot ce e mai bun pentru a limita pe cât posibil pagubele pe care le pot crea acest virus, fie că vorbim în materie umană sau materială. De noi depinde, de toți. Domnule ministru, ce se întâmplă la țară, acolo unde se află peste 51% din populația rurală, oameni îmbătrâniți și bolnavi? Cine se ocupă de ei? S-a gândit cineva pe linia aceasta sau tot primarii au... Eu vă întreb ca să lămurim niște vă lucruri. Vă dați seama că există la nivel de județ și la nivelul țării, există mai multe structuri care sunt implicate și în acest moment și se vor implica
și mai mult. Noi am alocat absolut toate resursele necesare, fie că vorbim de carantină, fie că vorbim de izolarea la domiciliu. Pentru izolarea la domiciliu și carantina mai alocăm mâine încă 200 de milioane de lei. După ce săptămâna trecută am alocat 42 de milioane, mâine mai alocăm în ședința de guvern încă 200 de milioane de lei, tocmai pentru a avea fondurile necesare pentru orice tip de situație, și dacă va mai fi cazul, vom suplimenta oricât bani fi necesar, în așa fel încât să nu existe mai ales probleme cu alimente, provizii și așa mai departe. Pe de altă parte, măsura aceea privind utilizarea brățărilor electronice este ideală, dar unii o văd nerealizabilă fiind o măsură populistă sau având o tentă populistă, spun unii. Dacă nu am reușit să punem brățări celor eliberați condiționat din penitenciare, credeți că vom reuși acum la peste 80.000 de oameni? Doamna Joabă, am propus noi o astfel de măsură? S-a vorbit? Vă întreb. Despre s-au vorbit în spațiu public, pentru că, încă o dată vă spun, sunt o grămadă de politicieni ipocriți care încearcă cu orice preț să escaladeze această criză și să o folosească în beneficiu pur personal politic. Ceea ce este posibil de implementat o astfel de măsură în acest moment. Vă dați seama că cazurile cresc de la zi la zi, izolările cresc de la zi la zi. Unul trebuie să comanzi, probabil, nu știu, foarte multe astfel de brățări, nu știu de unde le aduci atât de repede, pentru că ne-am avea nevoie de ele. Dacă ar fi să lucrăm cu astfel de procedură de ieri, și plus trebuie împărțite la populație, e foarte complicat. De aceea, în acest moment, cea mai bună soluție și facilă pe care o avem la îndemână este să folosim toate structurile statului de forță, cum este jandarmeria, poliția, polițiile locale și, sigur, armata. Suntem spre final de emisiune și un alt aspect important care ne preocupă, pentru că tot se dorește o informare corectă. Pe online și social media se vehiculează știri și informații false sau exagerate, de natură a genera isterie sau chiar panică. Domnule ministru, știți că Facebook România nu are telefon de contact, adresă de e-mail sau sediu în țară, dar nu ar trebui autoritățile să solicite măsuri privind limitarea anumitor postări cu caracter vulgar sau care incită la cu totul altceva? Există metode prin care se pot raporta aceste postări de către autorități, se pot afla identitățile, IP-urile. Să știți că din experiența personală pe care o am în acest domeniu, răspunsul de la Facebook vine foarte, foarte repede, mai ales în situații de acest gen, și mai ales că noi suntem pe situație de urgență, și atunci nu văd o problemă în a afla identitățile persoanelor care fac tot felul de afirmații sau transmit tot felul de informații false, pentru că, să știți, informațiile false nu sunt doar cu privire la a genera panică, că și asta e un lucru foarte important. Sunt informații false cu privire la virus, cu privire la faptul că nu are niciun impact, că să stăm liniștiți. Am văzut și astfel de informații false, inclusiv în presă, inclusiv în online, în social media. Ori acest lucru iarăși duce, distorsionează adevărul și duce spre iresponsabilitate socială. Deci toate lucrurile acestea trebuie limitate în așa fel încât pe perioada de stare de urgență să putem să gestionăm lucrurile cât mai bine, pentru că este vorba despre viața oamenilor, despre viața semenilor noștri și, până la urmă, și despre viața noastră. Pentru că, vă mai spun ceva, să știți că eu cred că după acest moment cu coronavirus, lucrurile în România și probabil și în lume vor arăta cu totul și cu totul altfel.
Cu siguranță. Probabil că și noi vom gândi altfel. Ultima Manifestările întrebare... noastre vor fi altfel. Și atunci toate aceste lucruri trebuie să ne ducă cu gândul la o responsabilitate socială în acest moment. Este vorba încă o dată despre oameni. Și oamenii sunt cei mai importanți. O ultimă întrebare. Informațiile publice menționează o creștere a infracționalităților împotriva persoanei și a bunurilor. Ce intenții aveți, are guvernul pentru a contracara furturilor, tâlhările și alte infracțiuni grave săvârșite de connaționalii noștri, reîntorși din Europa? Eu nu cred că o parte, aceste Bogdan, furturi să recunoaștem sunt că așa generate de faptul că s-au întors connaționalii noștri din Europa. Până la urmă, numărul lor, celor întorși, nu este unul foarte mare raportat la numărul connaționalilor noștri care sunt în diaspora. Adică vorbim de o diasporă de 3-4 milioane de oameni și s-au întors în țară câteva zeci de mii. O parte vor săvârși asemenea infracțiuni, domnule Ionel Bogdan. Acum, să știți că poliția și instituțiile de forță au departamente. Noi, de exemplu, pe situația coronavirus, lucrăm cu organele de ordine publică, dar cele care sunt pe penal și așa mai departe funcționează în continuare și cu siguranță își vor face foarte bine treaba. Nu văd un pericol în acest lucru. Mulțumim pentru această intervenție și păstrăm legătura și pentru alte noutăți cu dumneavoastră. Mulțumim. Vă mulțumesc, doamna Șva, pentru invitație. O seară plăcută tuturor. La fel dorim și telespectatorilor noștri. O seară plăcută împreună cu televiziunea Teleplus Maramureș.